medicale. În Nistrenia va fi un sistem de acordare a ajutorului de 3 nivele. Pentru comoditatea pasagerilor, noi rute de transport. Dragonii din nou vor ieși pe apă. Către ziua Benderului va avea loc o regată mare. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă informăm despre principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta relatăm chiar acum. Astăzi, poporul Osetiei de Sud sărbătorește cea de-a 32-a aniversare a proclamării Republicii. Felicitări cu această ocazie au fost trimise de prezidentul Republicii Moldovenești-Nistrene, Vadim Krasnoselski. În telegrama de felicitare adresată șefului Osetiei de Sud, Alan Gagloev, și în persoana lui tuturor locuitorilor statului sud-osetin, se spune: patriotismul, respectul față de trecutul istoric, atitudinea atentă față de cultură, obiceiuri și limbă unesc locuitorii Osetiei de Sud, ajută la menținerea legăturii indisolubile între generații, păstrează cele mai bune tradiții multiseculare de slujire fidelă patriei, moștenite de la părinți și bunei. În ultimii ani de formare și dezvoltare, apărarea suveranității cu prețul pierderilor irecuperabile, Republica a reușit să depășească cu onoare și demnitate multe frontiere dificile. Vadim Krasnoselski i-a urat poporului frățesc pace și prosperare, exprimându-și încrederea în dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale în interesul cetățenilor din Osetia de Sud și Nistrenia. Sfera educației, probleme și perspective. La inițiativa șefului statului astăzi a avut loc o ședință extinsă la tema dată. Special ne-am adunat astăzi într-o asemenea componență, să fie conducerea Republicii, a organelor de stat, miniștri de profil și, desigur, directori de școli. Toate întrebările care țin de domeniul educației trebuie soluționate în prezența celor care lucrează nemijlocit în școli, cu copiii. Au fost ilustrate problemele cheie în învățământul preșcolar și școlar mediu. Au fost sonorizați indicii din domeniu. În Nistrenia funcționează 155 de grădinițe, pe care le frecventează 20.657 de preșcolari. Completarea grădinițelor orășenești, 79%, a celor sătești, 47%. O problemă la moment este procentul mic de pedagogi tineri. Printre însărcinările date astăzi de prezident, determinarea necesității financiare pentru asigurarea tehnică a cabinetelor de biologie, chimie și fizică. Au discutat despre asigurarea infrastructurii sportive a instituțiilor. S-au oprit și la realizarea proiectului registru electronic. O întrebare aparte, învățământul profesional. În Republică e deficit de cadre de muncă. Între timp, în Nistrenia activează 14 organizații de învățământ profesional. Vadim Krasnoselski a luat la control propriu optimizarea propusă în sfera învățământului profesional. Continuăm cu alte teme. La Chișinău, acțiuni de protest în masă. 10.000 de oameni s-au adunat lângă administrația prezidentului Moldovei, au blocat strada principală, au instalat un ureșel de corturi și promit să rămână acolo până când cererea lor nu va fi satisfăcută. Oamenii cer demisionarea conducerii țării. Chișinău. La miting au venit oameni din toate raioanele Moldovei. Sunt aduși cu autobuzele. Poliția a încercat să intervină. Oamenii totuși s-au adunat. Organizatorii spun că s-au adunat până la 50.000 de oameni. Ei cereau demisionarea conducerii Republicii și alegeri anticipate. Oamenii sunt nesatisfăcuți de nivelul de viață în țară. Nu am idee cum voi trăi în continuare dacă pensia mea este de 2.200 de lei. Cel puțin să reducă costul serviciilor comunale. Nu pot folosi apa caldă pentru că este foarte scumpă. Îmi refuz în acest lucru. Lasă să vadă cum trăim, să vină în sat și să nu spună Gavrilița că le-a oferit tuturor pensionarilor lemne. Organizatorii au spus că acțiunea va fi fără de termen, au făcut corturi în fața clădirilor administrației prezidențiale și a Parlamentului, l-au numit orașul schimbărilor. În jurul corturilor sunt de serviciu forțele speciale. Oamenii spun că vor rămâne în stradă până când nu vor fi satisfăcute cerințele lor.
нас ничего не устраивает. Не хотим зимой замерзнуть. Высокие цены. Это просто ужас. Люди умирают с голода. Это что, нормально? Это вообще не нормально. Жизнь просто невыносимая стала. А нам обещали хорошую жизнь. А ее нету. Почему? Corturi au fost instalate vreo 120 la număr. Protestele de la Chișinău continuă. În Nistrenia, maternități pot deveni mai puține. În unele orașe, în decursul anului, se nasc numai câteva zeci de copii. Drept rezultat, utilajul și încăperile sunt folosite neefectiv. A apărut o propunere de a lăsa numai 4 centre medicale. Acestea vor fi Râbnița, Dubăsari, Tiraspol și Bender, care sunt gata în volum de plin să acorde ajutor atât obstetric cât și ginecologic, inclusiv ajutor copiilor. Dacă femeia naște undeva la Kamenka, apoi accesibilitatea transportului va permite în timp scurt să fie adusă femeia, copilul în centrul în care le va fi acordat ajutor înalt calificat. Mai puține paturi în staționare se referă mai mult la spitalele raionale. Pacienți sunt puțini, jumătate din locuri nu sunt ocupate, secțiile vor fi mai mici. În Istrenia va fi un sistem de acordare a ajutorului medical de 3 nivele. Povara cea mai mare va fi pe medicii de sector. Profilaxia, depistarea timpurie a bolilor. Al doilea nivel, diagnosticarea clinică și doar apoi staționarul. Noi vom orienta finanțe și toate forțele la profilaxia bolilor. În staționar trebuie să nimerească doar pacienții grav bolnavi, care au nevoie de ajutor medical înalt calificat. În anul viitor vor fi mai multe construcții în medicină. O atenție deosebită va fi acordată satelor. Pe teritoriul Spitalului Clinic Republican se planifică edificarea unui bloc chirurgical modern și deschiderea unui centru simulativ pentru studenți. Principala problemă la moment ține de medici și surori medicale. Numărul lor este insuficient. Întrebarea e la control. Există câteva variante de soluționare. Ele vor fi încă discutate. Toamna începe sezonul gripei. Nistrenia a primit vaccinuri contra gripei sezoniere, 26.800 de doze, au anunțat în Departamentul Epidemiologic al Centrului Republican pentru Igienă și Epidemiologie. Specialiștii ne reamintesc că gripa este o infecție virală acută care afectează sistemul respirator, se caracterizează prin curs sever și duce adesea la apariția diferitelor complicații. Principalele sunt otita, pneumonia, meningita, encefalita, miocardia. Virusul gripal e periculos pentru persoanele cu patologii respiratorii cronice, boli ale sistemului cardiovascular, pentru lucrătorii instituțiilor închise. Toți ei vor fi vaccinați contra gripei în primul rând. Epidemia de gripă la noi începe aproximativ în noiembrie. Pentru ca numărul de anticorpi să se formeze, e necesar să treacă cel puțin 28 de zile. Acest timp e pentru acumularea numărului de anticorpi, organismul să fie gata. De aceea planificăm vaccinarea în octombrie-noiembrie, dar posibil să o începem deja la sfârșitul lui septembrie. Vaccinul primit oferă o protecție largă contra a 4 tipuri de virus și poate fi administrat copiilor de la 6 luni. Întregul volum de preparat va fi distribuit instituțiilor medical-profilactice din Republică. În Bender au lansat o nouă rută de transport. 9A va lega centrul orașului cu cele mai îndepărtate zone, Borisovka și Protea Gailovka. Anterior, nici microbuzele, nici autobuzele nu circulau încolo. Bender, magazinul Praga, pe Lazo. Până la cea mai apropiată oprire trebuie de mers vreo 40 de minute. Zinaida Bekcieva locuiește pe strada Berg și a fost întotdeauna o problemă de a ajunge acasă din centru. Nu este transport și este foarte dificil oamenilor să ajungă. Dacă ieșim la punctul de gaz, apoi mergem încă vreo 2 km. Iar acum a fost lansată ruta 9A. Este bine nu numai pentru mine, dar și pentru copiii care învață acolo. Merg la școală, grădiniță, e foarte comod. Acum străzile Slavonă, Berg, Belan și Apecii sunt dotate cu transport public. Microbuzele vor circula conform graficului. Am deschis această rută la cererea locuitorilor acestui mic cartier. Acum e actuală întrebarea despre efectuarea a 3 rute, dimineața, la amiază și seara. Apoi vom studia circulația de pasageri. Timpul pe care l-am indicat posibil va fi corectat la dorința și comoditatea pasagerilor noștri.
Acum microbuzul pleacă din centru la 7:20 dimineața, la 12:45 și la 17:20, aproximativ jumătate de oră în drum și înapoi. Până ce nu sunt mulți pasageri, dar acesta e doar începutul, sunt siguri transportatorii. Dragonii din nou vor ieși pe apă. Către ziua orașului Bender va avea loc o regată mare. Participant poate deveni fiecare doritor. Principalul e de a aduna o echipă din 10 persoane, 7 bărbați și 3 femei. Deja sunt formate 16 echipe. Acestea sunt întreprinderile și instituțiile din orașul Bender. La regata dată participă nu sportivi profesioniști, dar amatorii sportului, cei care practică un mod sănătos de viață, care vor să împrietenească echipa formată la întreprinderea sa. La această regată se unesc și întreprinderile între ele. O mică instructare înainte de a ieși pe apă. Acesta este antrenamentul echipei Serviciului de Amenajare și Înverzire a orașului. Trebuie de înțeles că timp de 3 săptămâni nu pot fi făcute multe, însă poate fi creată o echipă și cât de cât obținută o tehnică. De aceea scopul meu e de a pregăti o echipă care va munci împreună. Vom lucra în comun asupra tehnicii. Раз, два, два, раз, два, два, раз. La început nu ne-a reușit. Mai târziu am început a vâsli intact. Nivelul de adrenalină crește. Astăzi e primul nostru antrenament. A fost greu să ne încadrăm la început. Apoi totul ne-a reușit. Dacă doriți să participați la regată, apoi cererile sunt primite până la 30 septembrie. Adunați echipa și înainte, spre cucerirea mistrului. Pentru elevii claselor superioare de la școlile din Dubăsare a fost organizată o excursie la vama locală. Aceasta e deja o tradiție. Excursia de această dată a fost consacrată jubileului de 30 de ani de la crearea Comitetului Vamal de Stat, ce va fi marcat la 1 octombrie. În 2015, în baza vamei din Dubăsare a fost organizat un muzeu. Atunci, această structură militară a marcat 220 de ani de la creare. Temelia ei a fost pusă când Nistrenia a aderat la Imperiul Rus după războiul ruso-turc din 1781-1791. Atunci, în acest teritoriu, au apărut primele vame, lângă satul Dzerzhinski, pe atunci Carantin, și Doi Bani. Despre toate aceste evenimente importante în viața țării, elevii au aflat în cadrul excursiei. Noi dorim copiii noștri să știe unde s-au născut, să fie educați în spirit patriotic, să cunoască istoria plaiului natal. Posibil, cineva din ei, aflând despre munca noastră, va alege în viitor profesia de vameș. Pe lângă istorie, elevii au luat cunoștință și de munca colaboratorilor, activitatea lor la hotarele Nistreniei. Excursia a fost foarte interesantă. Am aflat multe lucruri noi despre crearea vamei locale și, în general, despre istoria plaiului nostru. Consider că asemenea activități sunt binevenite. Posibil, după vizită și conversare cu lucrătorii vamei, cineva din ei deja s-a determinat în alegerea viitoarei profesii. Pe parcursul anului școlar, asemenea excursii vor mai fi încă organizate. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!